Cu ce ofertă veniți acum în fața locuitorilor de la Hoceni pentru că veți candida pentru un nou mandat? Evident, ne aflăm în pragul alegerilor și că m-am pregătit pentru campanie electorală. Am un program electoral de realizări și investiții pretențios, important, care vizează, de fapt, principalele nevoi ale comunității noastre și pot arăta câteva. Nu, de fapt, nu e niciun secret că membrii comunității trebuie să cunoască intențiile mele și pot spune că mai avem de asfaltat în două localități aproximativ 7 km de drumuri, pentru care avem proiecte deja promovate. Vom construi în satul de Lemni un dispensar medical care este la momentul ăsta în licitații. Suntem la momentul când implementăm proiectul de dotare a unităților școlare cu mobilier și aparatură electronică. Suntem în curs de a începe lucrările de alimentare cu apă a localităților Șișcan, Tomșa și Hoceni. Și evident avem școlile din localitatea Hoceni și Barboș la modernizare. Astea sunt câteva. Ceea ce am înțeles este și faptul că autoritățile locale sau primarii în special urmăresc realizarea unor investiții la infrastructura de bază. Asta se observă, de asta este nevoie la locuitori, însă eu m-am gândit că va trebui să atacăm, dacă pot spune așa, și alte domenii. Să atacăm domeniul social, arătând că în rândul comunităților noastre se află persoane vulnerabile, oameni V-ați bătrâni. gândit la un proiect și pentru aceste persoane? Sigur că da, am avut în mandatul anterior un proiect care viza îngrijirea bătrânilor la domiciliu, proiectul cu care a fost realizat cu succes din două, trei motive. Trei motive, de fapt. În primul rând, am angajat un număr de 21 de persoane din rândul membrilor comunității. În al doilea rând, am îngrijit un număr de 50 de bătrâni la domiciliu. Și în al treilea rând, ca și satisfacția mea, era că cu bani europeni putem îngriji bătrânii noștri acasă la noi și nu mai mergem în țările din Europa, așa pentru unii membri ai comunității. La tineri v-ați gândit? M-am gândit la tineri, sigur că da. La nivelul comunei Hoceni deja activează, spun eu, performant, o fanfară de copii care într-un fel reînvie tradițiile comunității noastre și evident în fiecare an sau în fiecare an cu ocazia sărbătorilor de an pregătim activități specifice acestor sărbători și în fiecare an avem Festivalul Comunei Hoceni, care are o serie de activități distractive, specifice mediului rural, să spun așa, și spectacole cu muzică de toate genurile, unde locuitorii, tinerii, cei care sunt străinătate, se întorc acasă, iau parte cu plăcere. La alegerile trecute, ce scor ați obținut? La alegerile trecute am obținut un procent de 76%. Ce așteptări aveți anul acesta? O să crească procentul sau Am nu? așteptări mai mari, am așteptări pe măsura muncii mele și am mai spus asta și cu alte ocazii, pe măsura muncii mele și a colegilor mei și a membrilor comunității, că de fapt tot ce se întâmplă în comuna asta, noi primarii avem tendința să spunem că noi am făcut. De fapt am făcut împreună cu salariații, am făcut împreună cu membrii comunității, cu membrii Consiliului Local. Numai printr-o colaborare și o înțelegere în felul ăsta putem să creștem, să ne dezvoltăm și am o speranță, dacă ne referim la procentul alegerilor, mult mai mare. Aveți un mesaj pentru contracandidații dumneavoastră? Am un mesaj pentru contracandidații mei. În primul rând, dacă nu se simt în stare să conducă înainte dezvoltarea acestei comunități, să nu ne încurce, să nu încurce pe locuitorii acestei comuni, arătând că eu
am o vârstă matură, am o experiență maximă, am confirmarea membrilor comunității fiind la al șaselea mandat și vă zic un lucru simplu, locuitorii din mediul rural nu pot fi mințiți. Ei sunt direcți și imediat te-au sancționat dacă ai promis, nu te-ai ținut de cuvânt sau nu ai făcut exact cum le-ai promis. Prin urmare, dacă eu m-am bucurat de aprecierea lor și m-am votat de 6 ori, am toată speranța că în continuare voi fi aici și mă voi dedica acestei munci. Că de fapt tot ce am acumulat eu ca om, mi-am depus muncă, efort, capacitățile mele toate, le-am distribuit aici în comuna pe care o conduc, așa cum spuneam la început, fiind o onoare să fii primarul unei comune.